În numai o oră, mai multe străzi din Târgoviște s-au transformat în adevărate lacuri. Sensul de mers către București al centurii a fost inundat, autoritățile fiind nevoite să devieze traficul pe contrasens. Din cauza că se afla sub nivelul canalizării din municipiu, Spitalul Municipal, dar și pasajul de pe drumul național 72A Târgoviște-Câmpul Lung au fost inundate. În pasaj, apa a depășit o jumătate de metru, traficul fiind deviat.